Aștept să veniți. Chiar dacă în spatele meu e o întreagă istorie. Salutare, salutare. Hai, aprinde-mă mâna. Suntem încă în lună nouă și tot felul de istorie din astea. Salut, salut. Să-mi spuneți, vă rog, cum mă auziți. Nu știu cum să spun altfel. Salut! Lumina bate așa cum bate, n-am ce să-i fac. Ziceți-mi dacă mă aud bine. Că de văzut, cred că mă vedeți. Tot cu multe fotolii în casă. Salut! Bun. Mă auziți, mă vedeți tare bine? Atunci pornim. Va fi o șezătoare mai ciudată așa pentru unii dintre voi. Mă bucur că cel puțin pot sta și pot ieși în fața voastră măcar o dată în lună, așa cum promit, deși ziceam că o să ies mai des. Ziceți-mi cum sunteți. Eu am pe Telegram niște întrebări până când îmi spuneți voi cum sunteți, pe o scară de la 1 la 10. Și aceste întrebări le voi lua după, pentru că la multe dintre ele o să răspund în ceea ce o să vorbesc. Uh-huh. Aștept să-mi spuneți, probabil că vine mai greu. 3, Maria. Uh-huh. Ce s-a întâmplat, Măriuță? 5, 8, 7. Uh-huh. Uh-huh. 8, 9, ok. Uh-huh. Eu nu vreau să analizez cum vă simțiți, doar vreau să știu unde stăm. Iulia, 9. Mm-hmm. Haos în capul tău, ok. Cum vă simțiți? Cum sunteți pe o scară de la 1 la 10? 10 fiind foarte bine, 1 fiind execrabil. Asta era întrebarea către voi. Nouă. Aha. 2. 8. Până când se mai adună lumea, eu mă uit la ceea ce scrieți voi. Felicitări, Elena. Să-ți fie sarcina ușoară. În sevraj e ok după retreat, da, după Germania. Da, e ok să fiți în sevraj. Nu e niciun stres în asta. Corpul trebuie să se adapteze. Igor 6. Mulțumesc. Tare mă prinde haosul din jur. Sunt într-o permanentă mutare. Bun. Deci există niște tendințe generale ale lunii, unele dintre ele o să vi se pară contradictorii și așa este. Pentru că într-o zi o să fie într-un fel și în altă zi o să fie cu totul altfel. Sau va exista tendința de dimineață până seara să vă simțiți foarte diferit. O să vă dau și niște explicații de ce se întâmplă asta. Dar vreau să știți că unul dintre elementele principale în această lună va fi legat de faptul că ceea ce cauți nu este acolo unde cauți.
Când zic asta, mi-amintesc de o poveste. Povestea zice următorul lucru: un om își pierde cheile și le caută acolo unde este mai luminos. Și se apropie cineva și zice: ce cauți? Zice: caut cheile. Zice: ok, dar unde le-ai pierdut? Și arată acolo în întuneric. Zice: dar de ce le cauți în întuneric? În lumină. Pentru că aici e lumină, pentru că aici văd. Mai scurt, azi capacitatea mea de povestitor e tare ciudată, dar ideea este asta: o să căutăm în lumină, dar de fapt va trebui să căutăm în întuneric, bășbăind anumite lucruri. O să ne apucăm de ceva crezând că e foarte important și o să pierdem detalii care sunt de facto importante. De aceea, tehnica lunii octombrie este tehnica pașilor mici. Tehnica pașilor mici. În afară de asta, așa cum ziceam, eu acum fac o sinteză și după aceea o să mă duc foarte pe detalii. Va fi foarte important să vedem relațiile noastre. Tocmai de aceea vine și acel fantastic curs Femeia și Bărbat. O să vedeți cât e de congruent cu ceea ce se întâmplă. Vreau să găsesc doar acum. O chestie și o să mă duc să vă povestesc. Am zis că o să abordez azi tema puterii interioare. De ce? Această temă, dacă vă amintiți, nu știu dacă vă amintiți, de mult vorbeam despre de mult prin mai, despre faptul că va fi foarte puternică tema autorului propriei vieți până la sfârșitul anului. Și indiferent dacă suntem sau nu, sau am devenit sau nu regizori, autori ai propriilor vieți, adică știm ce vrem, facem, ceea ce vrem, ne luăm ceea ce vrem, suntem calmi, suntem liniștiți. Deci indiferent dacă ați obținut sau nu acest lucru, acum vine spre testare puterea. Puterea noastră interioară. Și o să mă duc un pic spre putere. Dar ziceți-mi voi cum vreți. Vreți întâi prognoza sau întâi puterea interioară? Și scrieți prognoză putere. Haideți să nici că mă leacă că să mă setez și eu cu voi și voi cu mine. Deci ce vreți să facem acum? Să mă duc direct la ce este puterea interioară și cum ajungem la ea? Sau vreți întâi prognoza? Ia. Maria. Putere, două puteri, o prognoză, două puteri, două prognoze, trei prognoză, trei la trei până când, genial, patru, cinci la putere, șase, ok, puterea, bun, o să le facem pe amândouă, este vorba doar despre cum merg, cum mă duc. Mulțumesc! Exact despre asta o să fie întreaga lună. Unii o să vrea una, alții o să vrea alta. În interiorul vostru, părți din voi o să vrea una și o să vrea alta. O să vă direcționeze în diferite segmente ale vieții și vom ajunge să trăim haos. Inclusiv haosul din cap. Deci, Maria, tu te simți foarte în acord cu timpurile. Bun, eu o să tot beau apă pentru că nu știu ce se întâmplă cu vocea mea și cu nasul. Îmi cer scuze pentru asta. Hai să pornim cu puterea. Sunt mai mulți care zic că vor putere. Era o dată ca niciodată un nene la care zicea Freud și pe care voi îl cunoașteți. Ați auzit despre el. Freud împarte simbolic psihicul nostru în trei mari segmente. El zice așa: în fiecare dintre noi există
zona de conștiință, ego. Care este dominată de rațiune, de minte, de calcul, care lucrează pe zona de cauză-efect și pe care noi cât de cât o cunoaștem. Știm cum interacționăm, știm cum gândim, cât de cât o cunoaștem. Ea se manifestă în viața de zi cu zi. Există o altă zonă care se numește id sau inconștient, despre care tot știți. Despre inconștient se vorbește foarte mult. Este toată zona de pulsiuni, este toată zona de ceea ce noi nu știm despre noi, toate simțirile, toate traumele, toate blocajele, toate emoțiile pe care noi le-am suprimat cândva, ele practic coboară în această zonă. Și există, eu o să vorbesc într-un limbaj cât mai simplu posibil pentru cei care n-au văzut niciodată sau n-au auzit niciodată asta. Și există zona de superego, etaj superior cumva, în care noi găsim normele morale, foarte pe scurt. Toate prescripțiile parentale, toate prescripțiile culturale, nu fă așa și tot așa. Toate acestea, sau aceste trei zone mari, sunt aranjate cumva în cei 7 centri energetici pe care noi avem. Asta deja nu zice Freud, asta deja mă gândesc eu. Deci imaginați-vă că sunt 3 etaje și pe fiecare etaj sunt câte 7 sau 10, zic unii, centri majori energetici. Se zice că puterea noastră interioară se manifestă atunci când aceste 3 structuri, a câte 7, încep să colaboreze între ele. Ce înseamnă acest colaborare între ele? Înseamnă că se creează din aceste 3 structuri ceea ce se numește imaginea noastră de sine. Modul în care mă cunosc pe mine, modul în care mă văd pe mine, modul în care acționez. Da, raza asta de lumină, chiar să o fi vrut, nu o putem așa așeza. E interesantă. Ei, să mă ajute Dumnezeu. Această imagine de sine conține, deci, modul în care noi interacționăm cu noi înșine și modul în care ceilalți interacționează cu noi. Imaginea de sine este, de fapt, în structura noastră om, dacă o numim așa, elementul cel mai important. Dacă eu m-am obișnuit să mă văd pe mine neputincios, în haos, victima vieții, și cred că asta este ceea ce sunt eu cu adevărat, asta îmi va influența mie viața. O să vedeți imediat cum ajung la conceptul de putere. Toată povestea asta de imagine de sine este dirijată de, cum zic eu, cea mai importantă valută în viața unui om. Și cea mai importantă valută în viața unui om este atenția. Dacă, vă rog frumos să-mi spuneți dacă sunt ok. Eu văd că mă vedeți frumoasă și Doamne ajută, dar vreau să știu dacă înțelegeți despre ce vorbesc, ok? Este foarte important să prindem asta. Vreau să înțelegem și mental. Dacă avem timp, facem și o scurtă practică. Deci, întreaga noastră viață, această valută majoră care se numește atenție și care ne poate da nouă putere ca să realizăm ceea pentru ce am venit, se centrează pe a menține o anumită imagine de sine. Foarte scurt, asta este ce o să zică lumea, ce o să gândească lumea. Prin lumea am în vedere primul cerc de oameni apropiați, toate relațiile noastre în funcție de importanța lor în viața noastră.
relația noastră cu sine este una dintre, este cea mai importantă, dar de fapt noi nu o vedem așa. Ci acum este important să înțelegeți că imaginea de sine și cine suntem noi cu adevărat sunt două poduri diferite. Adesea, noi acționăm de aici, din cine suntem noi cu adevărat, iar celălalt ne întâlnește cu imaginea de sine. Imaginea de sine are și componenta, deci cum mă văd eu pe mine, ceea ce știu eu despre mine, ceea ce cred eu că știu despre mine, și cum mă văd alții și cum mă vede social, altfel zis. Da? Aceste interacțiuni întotdeauna generează sau creșterea imaginii noastre de sine sau scăderea imaginii noastre de sine. Atunci când voi spuneți eu nu mă iubesc pe mine, nu mă respect pe mine, voi de fapt vă adresați aici, în acest pol. Pierzând atenția pe acest element care este cel mai important. Cine sunt eu cu adevărat? Dacă e să merg o leacă mai departe și chiar să mă duc într-o zonă mai complexă, cine sunt eu cu adevărat este legat întotdeauna de relația mea cu Dumnezeu. Acum, ce se întâmplă? Cu cât mai multă atenție, că imaginați-vă că sunt două părți ale noastre, da? Cu cât mai multă atenție se duce spre menținerea imaginii de sine, cu atât mai puțină putere are acesta să se manifeste. La întrebarea de ce nu am putere, întotdeauna răspunsul meu este, încotro este îndreptată atenția ta acum. Ce vrei să menții? De obicei, noi ne imaginăm imaginea asta de sine ca fiind o sferă. Dar ceea ce se întâmplă este... E că imaginați-vă o sferă, o roată. Da? Imaginea de sine, acum eu spun aceste două palme împreună, ca să puteți să vă imaginați asta foarte clar. Imaginea de sine și cine ești tu cu adevărat, ele, la un moment dat, încep să fie împreună, dacă aș putea spune așa. Deci tu ai un centru, care este sinele, și ai tot felul de hărboțele și iluzii despre cine ești tu. Deci cu cât îi mai umflată căutarea asta de a menține o anumită imagine de sine, apropo aici este și lupta cu kilogramele în plus și tot așa, și cu sărăcia și cu relațiile, pentru că întrebarea de bază este dacă eu vreau, de exemplu, să slăbesc, atunci întrebarea de bază este cine vei fi tu când vei slăbi. Dacă eu vreau să devin bogat, cine vei fi tu când vei deveni bogat? Deci asta este întrebarea pe care trebuie să ne punem. Cu cât mai mult umblăm în aceste cauze, de ce, de ce, de ce, cu atât mai puternic scade puterea noastră personală. Imaginea de sine întotdeauna este fragmentată. Ce înseamnă această fragmentată? Unii cred despre tine una, alții cred despre tine alta, tu crezi despre tine a treia, la nivel de comunitate se crede despre tine a patra și tot așa, și tu practic nu știi niciodată încotro să te raportezi care este de fapt adevărul despre cine ești tu. Către această chestie se duce foarte multă energie, pe care noi o irosim în căutarea acestor iluzii. În această lună, o să vedeți, iluziile vor fi legate tocmai de două emoții primare pe care noi le simțim. Dar, ceea ce am vrut eu să vă zic este că această imagine de sine, un container de iluzii, întotdeauna va crea disconfort și conflict. Tocmai din cauza că există părți care vor lupta. Mama mi-a zis să fiu așa, bunica mi-a zis să fiu așa, la școală m-a învățat să fiu așa, prietenii îmi spun să fiu așa, soțul, soția îmi spun să fiu așa, copiii cer de la mine să fiu altfel.
Și toate aceste elemente încep să lupte între ele. Și voi știți, cu cât mai mult luptăm, și asta e o chestie clară, pe care o cunoașteți, cu cât mai mult luptăm, cu atât mai puțină putere avem. Încercați să săpați o grădină de 12 ani în 2 ore și o să vedeți ce o să se întâmple cu corpul vostru. Exact asta se întâmplă și cu psihicul nostru, care va căuta întotdeauna să se echilibreze. Cu cât mai mult efort se duce, atenția ta se duce spre aceste chimere, cu atât mai tare sinele tău va încerca să nu se poată mișca pentru ca să se poată odihni. De aici vine burnout-ul. De aici vine haosul mental. De aici vine ruminația. Eu vreau să vă prezint o altă perspectivă decât cea a traumelor și vreau să o auziți cu inima pentru că este important în această perioadă. Să o vedeți anume din această perspectivă. Și o să vedeți imediat de ce. Deci cine este cel puternic? Cel puternic este cel care trăiește în acord cu voia lui Dumnezeu pentru el. Prin Dumnezeu puteți ziceți viață, univers, puteți spuneți cum vreți voi, dar este aceeași chestie. Cel care are confortul conștiinței, cel care are cuprinderea propriului suflet, pentru că sufletul este în primul rând sensibilitatea noastră, cuprinderea propriului suflet, și cel care realizează misiunea Duhului. Deci astea sunt câteva elemente foarte importante pe care trebuie să le avem în noi pentru ca să avem această putere interioară. Iar puterea ne dă întotdeauna realizare. Deci, a fi calm, a fi încrezător, a fi integru, a te simți viu, a face ceea ce ai venit să faci, ceea ce ai scris în cartea vieții, asta este formula puterii. Și gândiți-vă foarte simplu, acum, ca un test foarte simplu, unde sunteți. Unde este calmitatea, claritatea ta? De la 1 la 10. O chestie subiectivă, dar foarte simplă. Cât de încrezător ești tu în viață și în tine, iarăși, cât de integru ești, câte părți din tine te hărțuiesc să fii într-un fel sau în altfel, cât de viu te simți, câtă bucurie există în tine, manifestată bucurie, câtă acceptare există în ceea ce faci tu, și cât de mult faci tu ceea ce ai venit să faci. Cum determini asta? Există o mare bucurie și o expandare atunci când faci ceea ce faci. Eu să vă dau exemplu meu, când se naște un nou curs, pentru mine asta este o mare, mare bucurie. Întotdeauna. Eu nu lansez cursul, chiar dacă toate strategiile de marketing zic că nu este voie, eu nu voi lansa un curs până când nu voi simți că am adăugat în el ce sunt eu acum și bucuria faptului că el apare pe lume. Este copilul meu și eu trebuie să am grijă de el. Dacă nu se întâmplă aceste elemente în tine, ele sunt 5, ceea ce va fi este că tu te trezești pe marginea propriei tale vieți. Acest a mă trezi pe marginea propriei mele vieți este tema lunii octombrie. De asta am legat prognoza de anume această temă. Și o să vă rog să-mi spuneți dacă vă place mai mult treaba asta, că eu scot o temă și încep să mă uit pe ea anume așa. Deci ce se întâmplă este că vine foarte puternic peste noi această energie a roții. 5 spițe, sau cum se numesc ele, care țin practic sinele tău ca să se poată manifesta. Aceste 5, încă o dată, calmitate, claritate, prima, încredere, nu, credință și încrederea, a doua, integritate, cât de mult mă simt eu integru în această lume sau spun altora una, asta înseamnă integritate. Spun, fac și simt același lucru. Cât de viu te simți și cât de mult realizezi tu voia lui Dumnezeu pentru tine. Sau cât de mult faci ce e pentru ce ai venit în această lume. Deci, asta este povestea lunii octombrie.
Mai ziceți câte ceva. Că eu am senzația că vorbesc singur. Și acum, din toate astea, vreau să înțelegeți că chiar dacă eu vă vorbesc despre putere, vorbesc despre tendințe în același timp. Deci toate aceste cinci spițe creează roata vieții tale, dacă pot să-i zic așa. Acest concept al roții este un concept foarte, foarte vechi, venit din tradițiile șamanice și tot așa. Deci, practic, roata vieții tale merge în ritmul ei și este un ritm în care noi zicem, un ritm la care noi zicem flux. Pentru că de ce avem noi nevoie de putere? Pentru ca să fim tot timpul în acest flux al vieții. Da? Deci ea se va opri atunci când va interveni în viața voastră strategia de dominare. Această strategie de dominare, eu o să mă joc. Cum se manifestă? Strategia de dominare se manifestă întotdeauna prin faptul că cineva devine agresor și cineva devine victimă. Dar zona pe care se va lucra foarte puternic în această lună este zona problemelor materiale. Când zic materiale, am în vedere bani și relații. Deci asta este zona foarte, foarte afectată în această lună. Dacă te simți că într-un bol de sticlă, e foarte bine. Înseamnă că ești ok. Deci, strategia de dominare are întotdeauna o victimă și un agresor. Atunci când, dar aspectele vor fi diferite. În luna asta, fie tu vei simți că ești prizonier, fie vei simți că alții sunt prizonieri în viața ta. De aici, o să vedeți, va veni foarte multă furie și grijă. Astea sunt două emoții de bază în octombrie. Da, relații și de cuplu și de alte feluri. Deci tot felul de relații. Bineînțeles că relațiile de cuplu sunt primele afectate întotdeauna. Întotdeauna. Pentru că sunt oamenii cei mai apropiați ai noștri. Deci, eu sunt prizonier sau alții sunt prizonieri. Asta este tipologia de dominare în această lună la care o să vă rog să atrageți atenție. Este cea care vă fură puterea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că până acum ai încercat să acumulezi ceva. Acel ceva poate fi dragoste, bani, sănătate, orice. Deci tu ai încercat să acumulezi ceva și au apărut probleme legate cu corpul sau materiale. Doar în acest caz te poți simți prizonier sau poți simți că alții sunt prizonierii tăi. Și aceste acumulări pe care le-ai avut, ai încercat să le păstrezi din toate puterile. Ai încercat să economisești. Economia banilor este o chestie vizibilă, clară. Am încercat să economisesc, am încercat să nu sar peste puterile mele, nu mi-am cumpărat ce am vrut, inclusiv am văzut o bijuterie faină și nu mi-am cumpărat-o, că trebuie să dau copilului meu, sau că soțul meu are nevoie acolo, sau soția mea are nevoie acolo. Nu cumpăr asta acum. Da? Economia emoțiilor este de alt tip, dar este de obicei legată de faptul că noi nu facem ceea ce ne dorim. Asta înseamnă economia emoțiilor. Din cauza că există grijă față de celălalt, grijă exagerată față de celălalt. Deci acționăm întotdeauna atunci când suntem noi prizonieri sau alții sunt prizonieri, acționăm întotdeauna din ideea că lumea este un loc periculos. Și noi trebuie să ne păzim. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. De asta, cineva pe Telegram mi-a scris că simte foarte puternic războiul acum. Deci se acutizează anume această poveste.
povestea prin care tu ai vrea să te ascunzi, pentru că lumea este un loc periculos. Sau în care tu încerci să creezi pentru celălalt un loc safe. Tot din perspectiva că lumea este un loc periculos, eu te voi proteja. Și atunci celălalt devine prizonierul tău. Pentru că tu faci totul posibil să creezi în jurul lui o colivie de aur. Tot aici intră în economia emoțiilor, intră așteptările pe care noi le avem față de ceilalți. Așteptări legate de am crezut că va fi un om cald. E vorba de relațiile de cuplu. Am crezut că se va comporta într-un anumit fel. Am crezut că mă va susține și mă va ajuta și nu mă va susține. Prizonier te poate ține și alcoolul, drogurile și alte, mâncarea, modul sănătos de viață și multe altele. Tot ceea ce te limitează. Tot ceea ce apare, un fel de economie care după aceea vezi tu că nu funcționează. Pentru că e și secretul. Această economie o să vezi că nu funcționează. Asta este strategia care te va aduce întotdeauna pe marginea vieții tale. Și ea în octombrie va fi foarte evidentă. Deci orice tip de strategie de dominare prin grijă sau prin furie, două, da, majore, va aduce în noi inactivitate, lene, apatie, blocaje interioare, imediat o să vorbesc despre asta mai mult, senzația de frică, de singurătate. Acum, când am întrebat ce teme mai vreți în cursul Femeia și Bărbatul, apropo, începe de grabă, în 12, nu degeaba e data de 12, acolo a apărut cum să scăpăm de frica de singurătate. Eu vă dau acum răspuns, chiar dacă vom lucra cu ea și în curs. Deci vei căuta tot timpul să te ascunzi după cineva. Acel cineva nu va fi alături. Vei avea senzația că nu este prezent cu tine. Cam asta se va întâmpla. Și asta va genera fie să ai mai multă grijă pentru ca să obții ceea ce vrei, atenție, fie să te înfurii extrem pentru ca să obții ceea ce vrei, atenție. Noi intrăm în acest ciclu al transformării în care, vrem sau nu vrem, fiecare dintre noi va ajunge să fie mutat în centrul propriei roți. Și asta eu nu știu cum să mai povestesc ca oamenii să audă. Ce înseamnă acest mutat în propria roată, în centrul propriei roți a vieții? Înseamnă următorul lucru. Tare, nu știu cum să vă spun tot ceea ce am de zis. E ok pentru voi? Sunteți ok cu ceea ce vorbesc? Da, prizoniera fricii și tot așa. Ești prizoniera ta. Deci primul lucru pe care îl recunoști, Dana, este că tu ești prizoniera ta. Nu scoate în afara ta bucăți din tine. Alerta, stresul total, e tot acolo. Bun. Deci, lumea se dezvoltă, știți asta, în spirală. De obicei, și eu spun asta și foarte mult spun asta. Dar nimeni nu explică sau foarte puțin explică ce înseamnă această spirală de fapt. Această spirală de fapt înseamnă trei etape. Deci noi intrăm într-o anumită ciclicitate. La codurile vieții noi am vorbit despre aceste cicluri. Unii trăiesc această ciclicitate odată la 2-3 ani, alții la 6, alții la 7, alții la 9 și tot așa. Intrăm într-o anumită ciclicitate. Ne începem a roti ca și roată fiind. Da? Cu cât mergi mai mult pe această zonă a ciclicității, apare un blocaj în care te regăsești și pe care nu îl poți nicicum elimina.
Acest blocaj presupune repetarea anumitor programe, fie că ele sunt de sărăcie, fie că ele sunt de singurătate, de frică, de dependențe și tot așa. Ce se întâmplă este că cu cât mai mult stai într-un ciclu și cu cât mai mult te blochezi întrebându-te de ce se întâmplă asta, rumegând tot felul de istorii, vindecând tot felul de istorii, se vindecă, dar se vindecă odată. După aceea, mintea te aduce înapoi în acest ciclu și tot îți spune, nu, stai, că asta e din trauma asta, asta e din trauma cealaltă, asta e din strămoșii X, asta e din strămoșii Y, deci asta se întâmplă. Și cu cât mai mult stai în acest blocaj, cu atât mai tare, tu din centrul roții, tu ești butucul ăsta din centru, te duci pe margine. Cu cât mai mult, vreau să înțelegeți că cam așa se întâmplă, da? Așa cum se rotește și galaxia noastră și alte galaxii, exact așa ne rotim și noi în această viață. Deci, ca să ieși din acest blocaj în care tu tot te rotești și repeți aceeași istorie, viața te va împinge. Și te va împinge fie prin faptul că tu ajungi să te cercetezi singur pe tine și devii propriul tău observator, toată atenția ducându-se în interiorul tău, nu înspre imaginea de sine. Și asta nu înseamnă egoism, pentru că asta nu înseamnă că nu am grijă de ceilalți. Deci, fie tu faci asta singur, fie viața te va impune să faci asta. Octombrie este această lună în care ți se arată zona în care ai nevoie să te cercetezi pe tine și ai nevoie să vezi ce se întâmplă. Nu să lucrezi asupra ta, generând versiuni mai bune, mai noi, mai super despre tine. Adică imagini de sine, ci lucrând asupra esenței tale, cine ești tu cu adevărat, cercetând și descoperind asta. Și atunci are loc ieșirea din cerc și intrarea pe un nou cerc, care se va repeta, iarăși va fi o anumită ciclicitate, un anumit ciclu al vieții, sau un anumit ciclu al dezvoltării unei anumite situații din viața ta, poți să ajungi în blocaj sau poți să te întorci în centrul ființei tale. Centrul ființei tale înseamnă întotdeauna conexiunea cu izvorul vieții. Acum, la puterea rugăciunii, m-am referit foarte mult la Evanghelia Eseniană. Dacă o găsiți, cumpărați-o. Există carte. Sunt manuscrisele de la Marea Moartă. Găsiți această Evanghelie și o să găsiți acolo chestii foarte interesante legate de Mama Pământească. Octombrie este luna în care se strâng roadele. Este conexiune foarte puternică cu toată această istorie. Deci acum strângi roadele a ceea ce ai acumulat pe parcursul anului. Când ieși din ciclicitate, ceea ce se întâmplă este că vine un proces creativ. Acest proces creativ este întotdeauna pornit nu de la de ce mi se întâmplă mie asta, care este lecția, mai ziceți voi, ci pentru ce mi se întâmplă mie asta. Și acest fragment, tare vă rog să-l auziți. Dacă vreau să ies dintr-un blocaj, întrebarea este nu de ce mi se întâmplă mie asta, care este lecția, ci întrebarea este pentru ce mi se întâmplă mie asta, ce abilitate am nevoie să dezvolt, ce am nevoie să descoper în mine. Nu în ceea ce cred ceilalți despre mine, nu în ceea ce cred eu despre mine, ci ce abilitate se dezvoltă în mine. Deci în momentul în care tu vezi acest blocaj, poți ieși din criză. Altfel, poți să stai acolo până când viața o să te împingă să ieși. Și de obicei te împinge să ieși prin crize foarte puternice. În aceste blocaje, în momentul în care intrăm în aceste blocaje, ceea ce se întâmplă este că, căutând permanent cauza de ce, cine este vinovat și ce să facem, era această operă. Nu ce mi-aduce bun, pentru că s-ar putea să nu-ți aducă nimic bun, Sergio. Dacă pierzi pe cineva drag, nu poți spui întrebarea asta pentru că te violezi pe tine. Când
pierzi ceva drag sau pierzi un business și îmi spui ce mi-aduce mie bun în situația asta, prima reacție va fi de furie. Pentru că nu ești capabilă în momentul acela să vezi ce ți-aduce bun. Ci întrebarea este ce abilități îmi dezvoltă această situație. Ce abilități îmi dezvoltă această situație? Și le pui pe foaie și le vezi. Foarte important. În momentul în care ce mi-aduce bun este din seria afirmațiilor eu sunt frumos deștept, în momentul în care eu nu mă consider frumos și deștept și intră în conflict sinele cu imaginea de sine. Da, este foarte important să ne punem întrebările corecte. Și atunci avem răspunsurile. Asta zic filozofii de foarte mult timp. Deci, cu cât mai mult îți pui întrebări și cu cât mai mult stai în acest blocaj al ciclicității, cu atât mai multă putere pierzi. Deci dacă simțiți că sunteți neputincioși în acest moment, înseamnă că v-ați fragmentat extraordinar în aceste întrebări. Nu puteți vedea situația care se întâmplă de fapt în viața voastră, nu puteți vedea ce dezvoltă ea în voi și atunci nu acționați. De aici vine frica de a lua o decizie, de aici vine frica de singurătate și de aici vine strategia de dominare despre care vorbeam înainte. Atunci când tu vezi asta, se activează în noi ceea ce se numește punctul de asamblare. Despre acest punct de asamblare noi o să vorbim în traiectorii în unul dintre ultimele moduli. Punctul de asamblare este întotdeauna o zonă, o arie care ne permite să ne adunăm foarte rapid înapoi și să percepem realitatea, așa cum zicea Cirlic, șamanul siberian, așa cum este ea. Nu prin prisma iluziilor, imagini de sine. Deci ne întâlnim imaginea de sine Angela Staffi cu imaginea de sine altcineva, oricine este în aceasta. Se întâlnesc două fantome și vorbesc între ele. Ce se poate câștiga de aici? Ce se poate vedea de aici în momentul în care noi facem asta? Nimic. Zero. O a treia iluzie. Și umblăm prin viață, înfofoliți în aceste iluzii, pe marginea propriei noastre vieți. Și apoi ne apropiem câte o leacă de centru și ne simțim foarte bine și foarte în putere și după aceea ne aruncăm iar în blocaje și tot așa, pentru că așa am fost învățați. Acum, pentru ca să poți să vezi toate aceste istorii, este nevoie de claritate. Această claritate este dată de o istorie pe care o trăim mulți dintre noi și istoria asta este în a încurca emoția cu gândurile. Ca și foarte mulți dintre voi încurcă, și eu încurc, a face cu gândurile și cu emoțiile. Cum se întâmplă asta? Dacă eu te întreb ce simți, tu începi să-mi povestești istoria ta. Asta înseamnă că tu ai încurcat emoțiile cu gândurile. Nu știu cum să explic asta. De asta, de multe ori, atunci când voi începeți să-mi povestiți propriile istorii, eu vă opresc. Ele mie nu mi sunt interesante, eu zic. Pentru că nu mă duc acolo unde am nevoie, pentru ca să pot să deblochez o anumită situație. Atunci când noi încurcăm emoțiile cu gândurile și cu acțiunea, ce ai de gând să faci? Care este acțiunea ta? Și tu zici, să mă iubesc pe mine. Asta nu este acțiune, asta este stare. Da? Sau întreb, de ce ai nevoie? Și tu începi să-mi povestești istoria trecutului tău, încurcând încă o dată starea cu gândurile. Deci de unde vine asta? Vine din faptul că noi am fost învățați că emoțiile sunt legate de anumite valori. Dați-vă vă explic cum se întâmplă. Deci noi calificăm o emoție ca fiind bună sau rea. Și aici e o foarte mare greșeală. Când voi calificați furia, de exemplu, ca fiind o emoție rea, frica fiind o emoție rea de care vreți să scăpați, nu o să scăpați de ea pentru că nu căutați, amintiți-vă, octombrie este luna unde căutăm acolo unde nu este. Da?
Nu căutați acolo unde este nevoie. În schimb, dacă eu zic că această emoție este potrivită pentru mine și pentru cei din jur, Sfânta Treime înseamnă, paranteză fac acum, gânduri bune, vorbe bune, fapte bune. Gânduri bune, vorbe bune, fapte bune. Este furia acum potrivită pentru mine. Este frica acum potrivită pentru mine. Și o să vedeți că această întrebare, sunt două întrebări pe care vi le-am dat acum, secret, ca să zic așa, va dezlega imediat această emoție. Dacă ea este potrivită pentru tine, mă gândesc cum să fac ca să fie potrivită și pentru ceilalți. Adică, dacă este vorba despre furie, mă întreb care este puterea prezentă în această furie acum. Este întotdeauna legată de abilitățile pe care le dezvoltăm. Și dacă este vorba de frică, este potrivită oare frica pentru mine? Pe canalul de Telegram, la un moment dat, am vorbit despre asta. Despre faptul că frica este, de fapt, o emoție foarte importantă, un impuls emoțional foarte important. Dacă vreți, duceți-vă și vedeți unde este. Deci noi confundăm gândurile cu stări și cu acțiuni. Asta este absența clarității. Dacă este absența clarității, este absența puterii. O să înțelegeți de ce. Imediat. Tare vreau să mă urmăriți cu inima. Tare vreau să mă urmăriți cu inima. Chiar dacă eu vorbesc pentru mintea voastră, aici să fie atenția voastră. Emoția. Imaginați-vă că orice emoție de care voi vreți să scăpați este o problemă. Așa? Frica, furia, să zicem. Grija excesivă pentru ceilalți, dominarea, controlul, este o problemă. Și eu caut soluție. Deci atenția mea, amintiți-vă de valuta cea mai importantă, atenția mea va fi centrată fie spre problemă și atunci eu nu voi putea vedea restul, fie spre soluție și atunci eu nu voi putea restul să-l văd. Adică fie eu nu văd problema, fie eu nu văd soluția. Imaginați-vă că astea sunt două puncte pe care le desenați pe perete la o distanță cam de jumătate de metru una de alta. Puteți face această practică. Eu mă uit la oră și văd că nu tare am timp, de asta nu o să o fac cu voi acum. Deci desenezi două puncte mari și grase. Este o tehnică foarte veche, dar o este, nu este o tehnică a mea. Și te uiți între aceste puncte întotdeauna, dar văzându-le și pe celelalte două. Și o să observați cu timpul că atenția voastră va începe să se orienteze spre ceea ce aveți nevoie și spre ceea ce este important și potrivit pentru voi în acel moment. Astfel vin răspunsurile. Astfel se activează scânteia divină, intuiția. Astfel se activează puterea voastră personală pentru a rezolva anumite lucruri. Acum. Dacă noi vorbim despre atenție, ultima chestie pe care o să o zic, o să facem un mic experiment. Vreți? Totuși o să fac un mic experiment. Lumea asta este dominată nu de extreme, ci de mijloc. Observați că întotdeauna există ceva în centru. Întotdeauna există ceva în centru. Pe noi ne învățați să ne uităm într-o parte sau în alta. Când ne uităm într-o parte sau în alta, pierdem perspectiva. Centrul este important. Centrul se duce întotdeauna în atenție. Se duce întotdeauna în sine. Nu în imaginea pe care tu ți-ai creat-o despre sine sau despre problema pe care tu ai, ci aici, în interiorul tău. Hai să ne jucăm. Foarte simplu ne jucăm. E o practică din Zen Budism. Eu am marele noroc să am minte bună și să citesc mult.
și vin practicile. Ok. Deci o să te rog acum să-ți centrezi atenția aici între sprâncene. Cum centrezi atenția? Pur și simplu te uiți încolo. Asta înseamnă intenție. Intenție și atenție. Da? Mă uit aici. Nu trebuie să-mi puneți acum inimioare. Pur și simplu uitați-vă aici, da? Cu privirea voastră. Pur și simplu fixați atenția aici. Și după aceea fixați atenția acum. Ochii pot sta semi-închiși sau privirea în jos. Fixați atenția în gaurica asta din spate. Nodul bulbian sau nu știu cum se numește el. Fixați atenția aici. Deci imaginează-ți că ochii tăi se uită aici. Și când faci asta, numără până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fixează încă o dată atenția între sprâncene. 1, numărul împreună cu mine, 2, 3, 4, 5, încă o dată în spatele capului, 1, 2, 3, 4, 5, acum atenția ta se duce pe urechi, după amândouă urechile, 1, 2, 3, 4, 5, o să simți nevoia să inspiri și să expiri dacă faci exercițiu cu atenția toată înspre ceea ce faci. Și acum atenția ta se duce pe ochi. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiri și expiri și revin. Inspiri și expiri și revin. Și spune-mi ce simți. S-ar putea să simți că te-ai expandat într-o anumită zonă sau anumite părți ale corpului au devenit mai fierbinți. Asta este modul în care îți poți antrena atenția. Este modul în care se intră în undele delta. Acolo unde ești puternic. Acum imaginați-vă ce tehnici facem în cursuri. De asta vă chem în cursurile mele. Ceafă fierbinte. Căldură în corp. Unde anume? În corp ala? Unde anume? Relaxare, cap clar, da? Capul este mai ușor, da? Așa? Urechile sunt fierbinte? Am amețit un pic, da? Pentru că se trece la altă frecvență a creierului. Claritate. Urechile fierbinte și tot așa. Nu vă recomand să-l faceți foarte des. Există, a crescut atenția, corect, amețeală. S-ar putea să vedeți că fie se luminează, fie apar un fel de, nu știu cum, musculițe. Poți să le zici așa. Picioare calde și tot așa. Ochi. Eu nu o să stau să vă explic exercițiu. Tahicardie, Alina respiră. Tahicardia presupune că începe să activeze centrul inimii, se deschide inima. Ești un om care are simțire foarte puternică, amețeală, Igor, da? Respiră. Sunt multe gânduri, multe iluzii. Când vine amețeala, sunt multe iluzii. Și asta e un exercițiu foarte scurt de atenție și celălalt este cel pe care vi l-am dat înainte. Căscatul profund eliberează, e foarte bine. Da, intrați în hipnoză. Când sunteți în meditație, da. Și după aceea o să observați că peste o jumătate de oră o să puteți să vă concentrați mai ușor. Sau o să vreți să dormiți. Bucurie în mijlocul pieptului, asta este iarăși sufletul tău care vorbește, Victoria. Și imaginați-vă acum ce putem face din aceste stări. Doar că ceea ce se întâmplă este că ne blocăm în ciclicitate și încep să acționeze programele, iluziile despre cine credem noi că suntem. Acum, în aceste iluzii despre cine credem noi că suntem,
Pe canalul de Telegram o să găsiți, este informații despre cristalul sufletului și cristalul personalității. De asemenea, în femeia și bărbatul eu o să dau multe informații pe tema asta. Cine ne-am născut noi și cum se naște femeia și bărbatul și cine suntem de fapt. În interiorul nostru se bat întotdeauna adultul cu copilul. Asta este conflictul major interior care se întâmplă. Unii îți spun nu fi copil, tu îți spui nu fi copil, adultul îți spune asta și copilul din tine vrea tot timpul să joace și să se bucure. Și asta este relația conflictuală, lupta, cea de bază. Acum, din ce vin astea? E clar? Mă puteți asculta după exercițiu. Deci, din ce vin astea? Vin din faptul că în interiorul nostru, hai zicem, sunt patru elemente de bază. Masculinul și femininul, atenție, nu bărbatul și femeie, ci masculinul și femininul, care vor naște copilul interior și maternul și paternul, care vor naște adultul interior. Și adultul și copilul au diferite tipuri de putere. Copilul are puterea de a de a sta în centrul ființei sale și de a ști ce vrea. Copilul întotdeauna știe ce vrea și copilul întotdeauna obține ceea ce vrea. Și nu-i pasă că el urlă și toată lumea îl vede. Lui trebuie bombonica din magazin. Da? Asta se întâmplă. Și adultul care poate prelua aceste dorințe și le poate transforma în realități. Atât timp cât aceste elemente nu sunt echilibrate, suntem pe marginea vieții. Acum, ceea ce se întâmplă în octombrie este Ecaterina bea niște apă. Nu ești obișnuită să-ți centrezi atenția. Îți fug gândurile în toate părțile. Cam asta se întâmplă. Deci, eu vorbesc, chiar dacă am notițe, eu vorbesc din flux și dacă mă duc pe un comentariu, uit despre ce am spus, mă întorc. Deci, în octombrie, ceea ce se întâmplă este că va apare foarte puternic această temă a maternului și paternului, a rolurilor pe care noi le jucăm în viața asta pentru ceilalți. Și aceste roluri au două emoții dominante, așa cum am zis, grija și furia. Când zic grijă, mă refer la faptul că mulți dintre noi vor avea nevoie, fie vor avea nevoie de o mamă, fie ei vor deveni mame pentru ceilalți și asta va intra în conflict cu viața lor. Fie cei care vor avea grijă și îngrijorare. Cei care vor avea foarte multă furie în interiorul lor, ei vor merge pe partea de patern. A fi tată pentru cineva, a-l ajuta să crească, a-l ajuta să gândească, a-l ajuta să facă bani. Sau a avea tată, cineva să aibă grijă de mine, cineva să mă susțină. Nu să aibă grijă, să mă susțină. Deci mama are grijă de mine, tatăl mă susține. Aceste două elemente intră foarte puternic în joc în octombrie. Acum ca să vă zic ce se va întâmpla. De aici va veni strategia dominării și tendința de a sta în victima prizonier sau de a-ți crea prizonieri în viața reală. Pe zona de strategie de viață și pe ce să fim atenți. Deci, să fim atenți pe nevoia de a avea putere asupra altora. Puterea asupra altora nu ne dă securitate. Asta vreau să știți, asta am scris și pe Telegram. Puterea asupra altora nu ne dă securitate. Dar ne place să ne simțim importanți. Să devenim pentru ceilalți mame sau tați. Și veți fi aruncați din centrul vieții, anume prin această zonă. Și cum am zis, ce va suferi vor fi relațiile și banii. Senzația de închidere, senzația de pușcărie.
pe care o să o ai interioară, o să ducă neapărat la frica de singurătate, frica de pierdere și frica de, de boală. De asemenea, se poate întâmpla, deci dacă se întâmplă asta în, în tine, se poate întâmpla ca cei de acasă să se îmbolnăvească și o să vezi relațiile codependente din viața ta. Ce este de făcut în această zonă este să înțelegi că ceilalți sau că fiecare este la locul lui și tu trebuie să fii la locul tău. Că rolurile pe care tu le joci în această viață trebuie să fie diferite. Tu nu poți fi mamă sau tată pentru soțul sau soția ta, așa cum nu poți fi mamă sau tată pentru părinții tăi, așa cum nu poți fi mamă sau tată pentru șefii tăi. Și că există o lege a ierarhiei și această lege va funcționa foarte puternic în această perioadă, generând în voi îngrijorare sau furie. Sau, în cazul respectării acestor legi, generând în voi relații congruente și bani. Cum generează în voi bani? Iaca, vă spun despre bani în această lună. Atunci când maternul este echilibrat cu paternul, ceea ce se întâmplă este că noi vedem vedem sistemul de sau procesele care au loc într-un anumit business sau într-o anumită zonă în care noi facem bani. Și putem să le reglăm, să le gestionăm cu mai multă claritate. Pentru că le poți vedea, le poți înțelege, le poți simți, le poți gusta. Atunci când tu ierarhic ești la locul tău și nu vrei să o faci nici pe tatăl, nici pe mama cuiva, ce face mama la un job? Își asumă foarte mult. Ce face tatăl la un job? Ca roluri, începe să domine pe ceilalți. Deci atunci când tu înțelegi care este sistemul tău, locul tău în sistemul ierarhic, ceea ce se va întâmpla este că se vor deschide oportunități pentru ca tu să-ți poți dezvolta business-ul. Foarte important în această lună. De asemenea, foarte important în această lună este partea de teme TSF. Cine sunt eu dacă devin bogat și vreau eu să fiu în acest fel? Asta e imaginea de sine. Cei care se vor simți furioși în această lună, vor pierde bani și vor simți o incapacitate de a se mișca. Lene se numește asta în limbajul clasic. Cei care își vor permite să-și onoreze neamul vor vedea oportunități de creștere a sumelor sau a pozițiilor sociale. Ce înseamnă să-mi permit să mă doresc neamul? Să-i accept pe toți așa cum sunt. Pe părinți și pe toți restul. Da, observați asta. Veniți la curs că o să le lămurim pe toate. De asemenea, păziți-vă în domeniul social de intrigi. Deci nu vă implicați în tot felul de grupulețe, inclusiv pe zona de politic, stați cât mai departe, mai ales dacă sunteți în Moldova. Se va simți o puternică devalorizare în lume, ori a ta, ori a ceea ce faci, ori a sistemelor în care ești. Respectul pentru sistem, asta nu înseamnă că trebuie să înghit tot ceea ce zice sistemul. Dar respectul, sistemul există și eu îl văd. Și acum, pentru moment, încerc să mă adaptez, o să vă dea valorizare din potrivă. De asemenea, rugămintea mea este astăzi, sau astăzi, în octombrie, să aveți grijă la nevoia de a vă odihni și să o realizați neapărat.
și să nu intrați în relații în care mai există a treia persoană. Deci, dacă o asemenea relație vine către voi, nu vă apucați de ea. Violeta, puteți să începeți orice studii în orice în orice lună. Secretul cu studiile este următorul, nu aveți nicio treabă dacă ele vă sunt utile sau nu, ele întotdeauna o să vă fie utile dacă vă este interesant. De acolo se pornește în studii. Dacă ți este interesant ceea ce studiezi, vei ajunge să faci bani din asta. Dacă nu, nu. Să vă fie foarte clar. Pe zona de bani, am zis, observați noile oportunități, dar nu vă aruncați, pentru că s-ar putea să apară a doua mai importantă. Aveți grijă la drum, nu măriți viteza, tare vă rog, și nu încercați să faceți tot felul de chestii care ies din abilitățile și puterile voastre. Cea mai importantă resursă în această lună sunt oamenii care vă arată cât de departe sunteți de centrul ființei voastre. Care este diferența dintre odihnă și lene? Odihna este conștientă, lene este incapacitatea de a te mișca. Mi-e lene să fac ceva, mă simt aiurea în interior. Am nevoie de odihnă, mă simt calm și liniștit. Pur și simplu știu că am nevoie de odihnă. Pe zona de copii, foarte important este să nu vă apucați să-i apărați la școli, nu interveniți în viața lor socială decât acolo unde este necesar și observați o chestie. Copiii în luna asta vor fi mai rebeli. Rebeliunea lor va veni din faptul că nu știți să vă respectați promisiunile. Nu promiteți dacă nu puteți să le respectați. Ei vin în calitate de turn, cumva, în viața noastră. În această lună îți vor arăta toate zonele care te înfurie. Și chiar dacă ești mamă a lui sau tată a lui, este foarte important să înțelegem că a fi mamă și a fi tată nu înseamnă alâneca în dragostea ta, limitându-l. Dă-i voie să facă ceea ce simte și ceea ce vrea. Nu pot să zic despre tratamente chirurgicale, pentru că pentru asta Patricia este nevoie să ne uităm în matrice. Asta e o chestie foarte individuală. Dar ce pot să vă spun este să aveți foarte mare grijă pe fizic, la stomac, zona puterii personale și la gât. Imediat o să mă mai uit. Eu mă uit în matrice acum. Deci gât, ochi, dinții. Dacă apar probleme cu aceste lucruri, este timpul să ieșiți din iluzii și este timpul să veniți în ajutorul altora. Și mai există o chestie foarte importantă, disciplină. Disciplină. Ochii încep să doară atunci când nu există disciplină. Pe partea de stomac, ficat, intestine și coloană vertebrală, partea de mijloc a coloanei vertebrale, vorbesc în luna asta despre dependențe, de diferite tipuri, de oameni, de tot felul de alte chestii. Vedeți unde sunt granițele pe care voi le încălcați în oameni.
cam asta este. Da, raza de lumină, o văd și eu, Simona, nu știu de ce, probabil că e o umbră pur și simplu care cade, dacă îți devenim foarte pragmatici. Și eu te iubesc, Aurora. Dacă o relație este trio deja, o să sară în toate părțile informația. Cam asta se întâmplă cu relațiile trio. În această lună aveți grijă la ele. De ce? Dacă relațiile trio, acum ieșind din orice zonă, sunt potrivite pentru voi, auziți, nu sunt bune sau rele, ci sunt potrivite pentru voi, aveți grijă să fii potrivite și pentru ceilalți doi. S-ar putea că ceilalți doi, unul nu știe că voi sunteți acolo. Și atunci generează istorie. Deci dacă tu îți asumi o relație între ei și este potrivită pentru tine, vezi fi potrivită și pentru ceilalți. Cam asta e ceea ce vreau să zic. Eu sunt afară oricărei linii morale din perspectiva asta, faceți ce vreți. Mă dor ochii că m-am uitat la soare. Nu, Mihai, te dor ochii că e mult ego. Ce facem dacă deja am candidat? Dacă deja ai candidat, merge înainte, eu ți-am zis, tu ai făcut ce ai vrut, merge înainte și câștigă această luptă, Nadejda. Dă-ne și nouă cum te putem susține. Dacă v-ați implicat, tot e ok. Mergeți. Investițiile în această lună. Investițiile în această lună sunt mai bune, stați un pic să mă uit. Sunt bune în tot ceea ce ține de imobiliar și legalitate. Deci zona asta este bună. Cei care sunt în căutarea unui nou job, întoarceți-vă în centru ființii voastre. E tot ceea ce am vorbit eu până acum și o să-l găsiți. Încă o chestie legată de job. Dar cu cât mai serios credeți că este acest moment al vieții voastre, cu atât mai tare vă îndepărtează de jobul pe care vi-l doriți. Aici amintiți-vă de masculin-feminin. Masculinul-femininul în varianta, deci masculinul și femininul au câte patru variante, să zicem așa. Fiecare aceste patru variante mai au câte două umbre. Despre asta o să vorbim la femei și bărbați. Aceste variante nu trebuie să intre în conflict una cu alta. Da? Căutarea unui job ține întotdeauna de ceea ce se numește masculinul împărat. Dacă voi căutați jobul cu claritate, cu siguranță, că de asta aveți nevoie, asta veți primi, iar dacă acționați, de exemplu, din perspectiva amantului, îmi place, nu-mi place acest job, pentru că am auzit că trebuie să-mi placă jobul, atunci o să pierdeți. Luați-o ca pe un joc. Căutarea unui job este joc. Și asta vă spune omul care a lăsat o carieră universitară foarte serioasă și stă acum în fața voastră și simte foarte bine. Foarte bine. Cu toate că mă tem. Deci, cum puteți participa la curs? Dacă vă duceți pe canalul de Telegram, eu o să pun încă o dată link. Dacă vă duceți pe Instagram, sus este link la canalul de Telegram și la link la curs deodată. Apropo, multă lume mă întreabă care este prețul cursului. Eu nu răspund la întrebarea asta și o să vă spun de ce. Pentru că pentru mine contează să citiți programul, să știți la ce veniți. Nu este un curs foarte simplu, în sensul de... Voi mă știți, vedeți cum vorbesc, eu nu vorbesc altfel nici acolo. Dau tehnici mai profunde, lucrăm mai mult, e adevărat. Uneori lumea iese consternată și în paradox din curs, dar viața lor se transformă și pe mine asta mă bucur. Așa că vă aștept în curs până în data de 10 sunt înscrierile, traiectoriile destinului vin. Deja am rezolvat această istorie cu plățile și traiectoriile destinului vin vor fi 4 module, o să vorbesc despre el separat. Ce puteți spune despre frici? Despre frici am tot vorbit astăzi, Alina, cred că. Întoarce-te și fă. Teme-te și fă. Așa.
mai erau niște întrebări tare, 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 tare întârzi eu, tot timpul vorbesc mult. Așa. Cum acceptăm divorțul? Este întrebare pe... Haideți să facem așa, pentru cei care au pus întrebările pe Telegram, în afară de cei care nu le-au n-au primit răspunsuri, pentru că sunt o parte care primim răspunsuri, mâine mă așez și vă răspund în varianta audio tuturor. Ok? Veronica, poți pune punct unei relații de 13 ani în această lună? Poți pune punct unei relații de 13 ani dacă această relație a ajuns să fie între doi străini? Unu. Eu încerc să citesc, să văd ce se întâmplă acolo. Eu vreau să-ți spun o chestie, nu acționa din frica de singurătate. Unu. Și nu te temi că n-ai pierdut nimic. Adeseori oamenii îmi spun, eu nu vreau să plec din relații pentru că sunt 13 ani sau 15 ani și eu am pierdut 15 ani din viața mea. Noi nu pierdem nimic. Tu nu poți să te pierzi pe tine. Toate trăirile pe care tu le-ai avut în această relație se duc cu tine. Dezvoltarea ta, creșterea ta se duce cu tine. Dacă este nevoie să pleci, pleacă. Traiectoriile sunt tot online. Așa, da, traiectoriile vor fi doar online. Tot timpul e lună bună pentru scăpat de vicii. Scăpatul de vicii în luna asta este favorizat pentru că este luna roții, norocului sau a vieții. Pentru mamele care au copii, ne putem lua timp pentru noi, este obligatoriu să vă luați timp pentru voi. Dar este important să fie un timp de calitate. Asta pot fi 3 minute în care tu ai intrat singur în toaletă sau în baie. 3 minute, pentru că eu știu ce înseamnă să ai copil mic. Dar să fie strict ale tale. Aceste 3 minute sunt despre gânduri bune despre tine, vorbe bune despre tine, fapte bune despre tine. Prezență. Gânduri bune despre tine. Nu milogeală de sine, am obosit, nu mai pot, ci gânduri bune. Am mulțumit lui Dumnezeu pentru că ți-a dat copii și îi poți crește. Ai mulțumit acestui corp pentru că te menține. Am mulțumit acestui psihic că rămâne întreg. Am mulțumit sufletului tău că învață să dăruiască. Cam asta este structura timpului pentru sine. Timpul pentru sine adeseori nu este ceea ce credem. E bine de planificat călătorii. Da, este o lună bună pentru călătorii, dar scurte și atenție pe cât posibil, nu cu mașină. Așa. Gata. Vă cuprind. Am stat iar o grămadă. Va fi înregistrat. Pentru cei de pe Telegram, eu mâine o să vă înregistrez sau astăzi noapte, ca de obicei. O să vă înregistrez răspunsuri la fiecare personale. Dacă mai aveți întrebări la mine, mergeți și le scrieți în ultima postare de pe Telegram. Eu vă aștept la curs. Este un curs tare fain, serios. Modul în care s-a născut el este fain, pentru că eu vorbeam despre feminin, masculin și despre ce înseamnă de fapt. Acest curs s-a născut datorită acelui fantastic doctor care a început să vorbească despre misterul feminin. Îi mulțumesc pentru asta. Vă mulțumesc vouă, celor care s-au înscris. S-a înscris deja o echipă destul de bună. Promit dezvrăjire. Nu promit mângâiere cu dezvrăjire împreună, dar promit lucruri vindecătoare pentru voi. O noapte foarte bună să aveți. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Și traiectoriile cred că vin după data de 10. Cei care le așteptați de mult, mulțumesc că le așteptați și că aveți răbdare cu aiuritul la care îi cade din cap lumina. Mulțumesc tare mult. Seară bună, bună, bună. Seară frumoasă.
Când mă găsiți pe Telegram, mergeți sus în profil. La descriere este link. Sunt două linkuri. Linkul la curs și linkul la Telegram. Telegramul se numește Școala Sinelui. O să vă pun stories. Tare vă mulțumesc! Mulțumesc că ați venit! Hai! Noapte bună și să avem un octombrie cu credință și cu încredere. Doamne ajută!